Nebunie totală la Vaslui, echipa lui Viorel Hizo a învins liderul Dinamo cu 3-1. Meciul a început cu o fază încinsă. În minutul 2, Marius Niculae a căzut în careu după un duel cu Farcaș, dar centralul a lăsat jocul să continue. Cum să nu dai o mușcă de trișo eliminare? Cum să-ți bagi joc de echipă, de jucător, de toată lumea? Dorel Stoica l-a pus la grea încercare pe Cerneauskas din lovitură liberă, iar Wesley a răspuns imediat printr-un șut de la mare distanță, puțin peste poartă. Finalul primei reprize a fost incredibil. Dinamoviștii au marcat primii prin Dorel Stoica. În doar 3 minute, vasluienii au întors scorul. Adailton a fost la origine ambelor reușite. Brazilianul i-a servit perfect pe Tenvangera și Wesley. În startul reprizei secunde, Sân Mărtean a driblat tot ce a ieșit în cale, dar a căzut în duel cu Mușat, fără a-l impresiona pe arbitru. În minutul 69, Dănciulescu a avut șansa egalării, însă a nimerit doar bara. Sân Mărtean a profitat de letargia fundașilor dinamoviști și a stabilit scorul final, 3-1 pentru Vaslui. A fost un joc bun. Cred că este o victorie în afara oricărui dubiu. A fost unul din jocurile bune din aceste 6 etape. Mi s-a jucat fotbal. Această înfrângere a venit pe un început de joc bun al nostru. Am condus 1-0, după care am primit 2 goluri pe greșeli personale.